vorbitor, de o bucur și este bucat să profităm de ea, Cristel, de noi. Aș vrea să te întreb, ne-ai explicat de ce ai ales doar trei. Povestește-ne, te rog, de ce ai ales aceste trei teme pentru povești. Pentru că tu ai 14 ani de experiență și ai văzut o grămadă de alte povești, de alți oameni. De ce te-ai oprit la aceste trei? Ca să fiu foarte sinceră, Diana, nu m-am oprit eu, ci m-au oprit ele. Credința mea este că atunci când ai de spus o poveste, povestea te va găsi. Trebuie doar să ai răbdare, să stai în receptivitate, să asculți și o vei auzi. Nu am căutat niciun subiect mental. Nu am avut o strategie conștientă, eu vreau să fac asta. Fiecare poveste a venit pe rând, la momentul ei, la timpul potrivit și s-a depănat în interiorul meu, iar eu doar am așternut-o pe hârtie. Cred că am fost în slujba lor și nu ele în slujba mea, deci nu le-am ales, ci simt că m-au ales. Am înțeles. Practic, poveștile aveau nevoie de persoana potrivită, care să poată să le pună pe hârtie în modul în care noi, cei din jur, aveam nevoie de ele. Cu alte cuvinte. Ai fost așa ca un fel? Așa pare. Da, într-adevăr, din nou, se pare că și acest lucru face parte din unicitatea cărții și mai ales unicitatea ta ca persoană. Se pare că ești persoana potrivită să dai mai departe o grămadă de învățături pentru toate vârstele, ceea ce este un lucru minunat și este un lucru unic la noi. Povestește-mi, te rog frumos, dacă cumva ai avut, eu știu că pun întrebări așa ca de autor, dar sunt sigură că și o să afle, fiecare are un stil anume, adică stilul tău este unic. Ai te inspirat în ceva, ai avut un anumit, nu știu, făceai ceva anume, n-ai te descris, aveai ore preferate, adică un pic important din spatele ce înseamnă să fii un autor, de fapt un povestitor, nu ești un povestitor. Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că e foarte ușor pentru cineva care citește aceste povești să înțeleagă cine e muza. Muza mea principală în tot ceea ce am scris sau am creat vreodată a fost natura. Conexiunea mea cu natura este una foarte specială care mă însoțește încă din copilărie. Grădinile m-au inspirat de când eram mică. Iar această bucurie a contemplării, pentru că nu întâmplător personajele din poveștile mele sunt cele pe care le întâlnim, albinuțe, fluturi, melci, fire de lavandă, liculici, grădinile au fost o muză foarte importantă, o sursă de inspirație prețioasă. Tot ceea ce ține de spiritele naturii, cu care am o apropiere deosebită și conexiunea cu celelalte două muze care sunt menționate la începutul cărții, fiicele mele, Maria Elena și Sânziana Isidora, cărora le mulțumesc că sunt aici, au fost mereu muzele mele. Ne bucurăm tare pentru că ne-ai dat așa un pic din spate, din ce se întâmplă ca un autor, ca un povestitor și mai ales cu mamă. Și eu cred acest lucru că a fost un fel de moștenire pe care tu vrei să dai mai departe către fetele tale și sunt sigură că și ele la rândul lor, de fapt, avem o altă întrebare. Care dintre cele trei povești a fost cea mai iubită, cea mai citită de către fetele tale? Sau dacă fiecare a avut o poveste, ce au simțit ele când au citit? Presupun că ele au fost primele tale cititoare. Deci am nimerit feedback-ul divinilor tăi cititori. Care a fost? Din câte îmi amintesc, cel mai mult mi-a plăcut cu povestea cu firul de lebănțică și cu liguriciul. Și cea cu mercușorul. Da. Cea cu
făcea cu firul, cu albinuța, sincer, după ce am terminat-o, am avut impresia că am scris-o pentru mine. Ca și când eu, în primul rând, aveam nevoie de povestea aia, eu, în primul rând, aveam nevoie de fluturele alb și să aud toate aceste remindere. Hei, oprește-te, mai bucură-te, mai uită-te în jur, mai vezi cât de frumoasă e viața, mai oprește-te din acest orcoholism, din această alergătură și din tot stresul cotidian care uneori, da, devine copleșitor.